Bună, dragilor! Sper că ne auzim, sper că veți vedea și sondajul la un anumit moment dat. Chestia de astăzi cu Patriot-ul m-a motivat să fac un live. Fac un live din ăsta portret, doar pe Facebook, neanunțat nicăieri, pentru că trebuie să vă arăt ceva. Ia uitați ce scrie aici. Bine, voi vedeți în oglindă, dar vă citesc eu. Statele Unite ale Americii. Redirecta toate comenzile pentru sistemele de apărare aeriană Patriot către Ucraina. Deci tot ce înseamnă Patriot dinspre Statele Unite merg către Ucraina. Primul paragraf. Deci ne auzim sau nu ne auzim? Ne auzim? M-auziți bine sau nu m-auziți bine? Ia să fac un test. Că dacă nu m-au zis bine, aia e, degeaba mă chinuie. Ia să vedem cum ne vedem. Ne vedem, nu ne vedem? Spuneți-mi dacă m-au zis. Mă interesează dacă mi-au zis vocea. Bun. Așa, continui. Primul paragraf. Statele Unite pune pe pauză livrarea rachetelor de interceptare Patriot către alte națiuni pentru a putea livra rapid, da? Astfel încât Ucraina să fie asistată în lupta ei împotriva Rusiei. Asta zice Financial Times. Eu v-am întrebat în sondaj, dacă apare sondajul, o să vă rog să votați așa ceva. Este, deci îmi tot apare o chestie pe ecran, cum că nu mă auziți sau nu mă vedeți, ceva de genul. La mine se tot întrerupe de pe telefon. Se aude și se vede ok. Deci e prost telefonul meu. Bun. Aveți un sondaj jos aici, pe care îl puteți descoperi apăsa. În mod clar, sondajul spune, întrebarea e așa, nu apare sondajul. A trebuit să cam apară sondajul, nu înțeleg de ce nu apare sondajul. Ia. Launch. Acum trebuie să apară sondajul. Apare sondajul? Trebuie să apară sondajul. Aici pe pătratul ăsta din stânga jos. Sunt niște pătrățele aici, în stânga jos. Da? Ia vedeți dacă e în regulă. Bun. Vă rog să votați. Deci, întrebarea mea este așa. Credeți că donarea unui sistem Patriot către Ucraina ne-a transformat în ținta Rusiei? Da, primul răspuns. Azi Ioha ne-a băgat în război? Nu, numai un putinist ar crede că da. Sunt cele două variante de război. Sunt curios ce veți răspunde. V-am dat și videoclipul de pe Financial Times, în care se spune că toată producția merge către Ucraina. Dar fiți atenți ce spune știrea astăzi. Știrea din urma, care a apărut în urma CSAT-ului de astăzi, zice așa. Donația sistemului Patriot făcută de România către Ucraina se face doar cu condiția continuării negocierilor cu aliații NATO pentru ca România să obțină un sistem antiaerian similar. Fiind necesară și identificarea unei soluții temporare de acoperire a vulnerabilității operaționale astfel create, potrivit comunicatului transmis după ședința XAR. Eu mi-aduc aminte că și HOHA și ieri și MAPN-ul au zis că, domne, nu dăm, că rămânem fără. Așa a spus HOHA. Mai țineți minte interviul ăla cu geacă albă? Mai țineți minte? Vitamina C. Mă încearcă o tuse. Toată lumea pe la mine în casă e cu COVID-ul în coșul pieptului. Glumesc. Bun. Deci, toată lumea a văzut acel interviu în care HOHA, în geacă albă pe la Schipe undeva, sau nu știu, cu bicicleta era pe la munte,
A ieșit cine a zis. Băi, nu dăm, că noi suntem... Păi ce ai făcut, Hoha? Ce ai făcut, tăticule? Ce ai făcut? Ne-ai dat pe mâna cui? Nu merge. Nu merge ce vrei tu să faci, Hoha, tată. Bun. După aceea, MAPN-ul a dat un comunicat ieri în care a zis, domne, noi ca MAPN nu suntem de acord să donăm un astfel de sistem către... Așa. Și vă readuc aminte că noi plătim astea cu mult înainte să ne fie... Vă readuc aminte că nu avem niciun fel de... Ne producem la noi în țară, să rămână niște bani la noi în țară și așa mai departe. Da? Ceea ce mie mi se pare cel puțin suspect. Bun. Acum. Mai e o altă chestie pe care vreau să vă spun. Tot legată de deciziile de azi. Tot în CSAT-ul ăsta de azi. Dom'le, înțeleg că s-a discutat cu drogurile, cu vulnerabilitatea națională asta, cu drogangeala, în condițiile în care s-a dat pe goarnă prin interviul lui Liviu Alexa declarația lui fostului președinte și prim-ministru al Albaniei, cum îl cheamă pe ăla, că uit tot timpul numele până îmi intră în cap, trebuie să-l repet de câteva ori, Sali Berisha, fost premier și președinte al Albaniei. Coldea a trebuit investigat, mai ales pentru legăturile cu traficanții de droguri, crime, de-astea, legăturile cu Sinaloa, cripto, dar cea mai tare informație e asta cu telefoanele, căci că au lansat și acolo de-asta un fel de criptodata, un fel de telefoane, business cu telefoane și cripto. Și din cele 60.000 de telefoane, 15.000 de telefoane codate, criptate, erau în Albania. Și din alea 15.000 din Albania, 8.000 erau folosite în clădirea guvernului sau în clădiri ale autorităților publice din Albania. Serverele pe care țineau ăștia cheile erau în Germania și se pare că cineva a și spart serverele alea. Și cineva deține toate cine să fiu. CIA, eu îți vă dați seama. Deține toate conversațiile mafioților care credeau că sunt criptate. Bun. În regulă. Ok, deci din punctul ăsta de vedere o să vreau să continuați să votați pentru că vreau să văd un pic și rezultatele. Ia să vedem. Ia să vedem cum stăm cu rezultatele. 97% ați răspuns că da. Considerați că, practic, prin decizia de astăzi, Hoha ne-a băgat indirect în război. Bun. Tot aici o să vă rog să dați click pe link-uri. Aveți un semn aici ca o zală de... Vedeți zala asta de... De link, semnul de link. Dați click și faceți subscribe. Vreau să ținem legătura și pe baza acestor noi facilități. Testez niște chestii legate de Facebook. Eu atât am vrut să zic astăzi, că nu cred că trebuie să dăm niciun fel de fie ea și defensivă Ucrainei. Astea sunt chestii care sunt plătite din împrumuturi, cu mult înainte, partenerului strategic, pe lângă argumentul financiar și de livrare, este și argumentul de faptului că nu se produc aici și mai este și argumentul că rămânem noi descoperiți. Deci sunt foarte multe argumente împotriva defensive aeriene care poartă numele generic de Patriot. Bun. Asta a fost, dragilor. Țin un live scurt. Va fi un live scurt, singurul live din ziua de azi. Dați share masiv. Încă o dată. Uite, a scăzut. 94% dintre voi ați răspuns că da. Azi Hoha ne-a băgat în război. Nu. Numai un putinist ar crede că da. 5%. Două voturi. Da. Deci cam asta este starea națiunii, dragilor.
Hoha astăzi, înțeleg că s-au și certat Ciolacu cu Hoha în CSA pe azi, inclusiv pe data alegerilor. Legat de data alegerilor, vă decriptez foarte simplu de ce este importantă asta cu alegerile. Dacă ai președintele, știți că președintele nominalizează prim-ministru care își face echipa și pe aia se duce în Parlament să se voteze echipa guvernului. Ei de-aia vor să pună alegerile înainte prezidențiale ca să se știe clar cine are președintele. Și în baza cine are președintele să se facă niște negocieri pe scenariu A și pe scenariu B, cine e prim-ministru. Da? Deci chestia asta cu prezidențialele sunt foarte importante atât pentru PNL cât și pentru PSD. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că deja sunt înțeleși și se ceartă doar de ochii lumii. Și cred că vor cădea de acord să aibă candidat unic și eventual să câștige din primul tur și să ne liniștească pe toți complet. A apărut un scenariu 2, 29, ar fi turul 1 pe 29 septembrie și turul 2 pe 13 octombrie. A, mai e o chestie, Hoha deja de o săptămână ne-a informat omologii că nu mai vrea să dețină vreo funcție în NATO și că îl susține pe Marc Rutte. De-abia astăzi, în declarația de azi, de după CSAT-ul de azi, a catadixit să ne spună și nouă. Asta ca să vedeți un pic cam cât de transparent este omul ăsta. Deci nu, omul e bolnav la cap, efectiv. Nu, nici nu mai are rost să mai încerc eu să-l descifrez. Bun. Ați găsit link-ul și ați dat click acolo pe link-ul ăla? Sau nu prea? Dacă tot sunt live, să fac un mic test. Să văd pe alt profil cum se prezintă situația. Aha. Deci ar trebui să vedeți un astfel de link. Un astfel de buton. V-a apărut chestia asta, butonul ăsta aici? Butonul ăsta așa, jos? E, faceți click pe el. Și vedeți ce se întâmplă acolo. Jucați-vă cu linkul ăla. Ar trebui să vă apară, să vă puteți abona în timpul, da? Show. Așa. Ok. Acum s-a schimbat link-ul și cred că... Ia. Apare sau nu apare link-ul ăla? Butonul ăla în josul live-ului. Fac și eu niște experimente, așa că... N-am înțeles dacă vă apare acest link. Da, cineva spune că se tot întrerupe. Înțeleg ce spuneți. Bun. Ok, atât deocamdată. Toate cele bune. Ne vedem cu proxima ocazie. Seară bună!